Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Spuneam că vorbim de prețuri, mai în glumă sau mai în serios, mai devreme vorbeam de cât de mult au crescut prețurile la deodorant. Tot ce... Da, la deodorant. Serios, la deodorant au crescut mult. Da, și la orice, la tot. Inflația e în continuare la valori mari, iar asta durează deja, din păcate, de câțiva ani. De 2 ani a început puternic, se simte. Și se simte oricum din ce în ce mai rău, că aici e și un factor de acumulare a greutății financiare. Adică nu e că a fost o lună inflație 10% și după aia gata. Nu, se tot acumulează. Și fenomenul inflației afectează toate țările europene. România apare însă în mod special vulnerabilă. A fost mereu în ultimii 2 ani printre țările cu cele mai ridicate valori de inflație. Acum au venit datele pentru luna decembrie anului trecut și ce să vezi, țara noastră e pe locul 2 la mărimea inflației în Uniunea Europeană, 7%. Media este undeva pe la 3, România 7%. L-am sunat pe analistul economic Bogdan Glăvan, bună dimineața! Bună dimineața! V-aș întreba ce se întâmplă, adică de ce rămâne atât de ridicată inflația în România de multă vreme? E adevărat, nu mai e atât de mare ca în urmă cu un an, dar tot este în top european. Ce se întâmplă? Cine se întâmplă nouă? Putem explica fenomenul sau îl putem aborda din mai multe perspective. Haideți să începem cu o perspectivă un pic mai teoretică. Inflația este cauzată de un număr mare de bani în economie. Prea mulți bani care vânează prea puține bunuri, spunea cineva. Deci nu e ceva neregulă cu ciocolata, cu iaurtul, cu carnea pe care le cumpărăm. Producția lor merge înainte ca de obicei, însă e ceva neregulă cu banii. Sunt prea mulți. Acum, sigur că întrebare, dar de ce? Dacă le spuneți, dacă ascultătorii nu știu să sună, adică noi avem prea mulți bani, asta ne spuneți, domnule profesor. Păi și chiar avem, din ce în ce mai mult lei. Dacă ne uităm pe salarii, pe pensii, pe ce vreți dumneavoastră, chiar avem din ce în ce mai mulți lei. Problema este că ei valorează din ce în ce mai puțin. Și valorează din ce în ce mai puțin tocmai pentru că avem din ce în ce mai mulți. Haideți să vedem de ce pompează statul bani în economie. În cazul României, și aici venim un pic mai aproape de realitate, în cazul României, nevoia statului de a cheltui este imensă. Și atunci statul este principalul actor care are nevoie de bani, de finanțare ieftină. Aceste deficite bugetare pe care le perpetuează de la un an la altul fac ca, împreună cu Banca Națională, să ducă o politică permisivă față de inflație sau inflaționistă, hai să spunem. Deci pompează bani în economie pentru că el însuși are nevoie de bani, pentru că nu are cum să-și acopere altfel cheltuielile. Nu aceea situație o vedem în Elveția, în Germania, în Danemarca, unde doriți dumneavoastră. La inflație mai ridicată și statul încasează mai mult din taxe, impozite și alte biruri, nu? Cu siguranță, exact așa funcționează lucrurile. Statul emite acești bani, îi cheltuiește atunci când distribuie pensiile, de exemplu, practic își acoperă această problemă, pensionarii cheltuiesc la rândul lor, prețurile cresc, banii se întorc din nou la stat. Deci, banii circulă prin economie, ne afectează pe toți, ne cresc veniturile nominale ale tuturor, dar în final, unii pierd și alții câștigă. Cei care pierd sunt majoritatea membrilor societății și cei care câștigă sunt cei care sunt foarte racordați la bugetul public. Deci statul, cu tot ce înseamnă companii de stat, pensionari în cazul de față, că lor le cresc veniturile, să spunem, disproporționat față de restul societății. Dar haideți acum, vă propun și o perspectivă un pic mai din alt unghi. Vă rog. Să înțelegem inflația în România. Abstracție făcând de aceste mișcări ale banilor și ale deficitului bugetar, cum spunea și dumneavoastră, toate țările europene s-au confruntat cu inflația în ultima perioadă pe fondul scumpirii energiei. E, dacă ținem cont de acest lucru, România ar fi trebuit să aibă cea mai mică inflație din Europa. De ce? Pentru că este cea mai independentă energetic țară din Europa. Dacă ne uităm în schimb, vedem că e exact invers. Deci, în 2020, România avea cel mai mic preț al gazelor din Europa. După liberalizare, atenție, după liberalizare, a ajuns pe locul 6 anul trecut.
eram pe locul 18, deci la coada clasamentului, printre cele mai mici prețuri la electricitate, am ajuns pe locul 3, pe podium. Deci am avut cele mai mari scumpiri. Asta spune și Curtea de Conturi, apropo, într-un raport recent. Deci România a făcut cele mai mari scumpiri ale utilităților, deși este o țară relativ independentă energetic. Dar de ce s-a întâmplat asta în România cu prețul energiei? Tocmai, și aici ne racordăm, ne intersectăm cu prima poveste pe care v-am istorisit-o, tocmai pentru că guvernul are nevoie de bani și a folosit canalul prin care a creat inflație și s-a adăpat cu bani, este scumpirea gazelor și a curentului pe care le-a făcut prin companiile pe care le deține. Deci asta a fost metoda concretă în care a creat această inflație disproporționată în România. Cum câștigă statul din prețul energiei în România? Din foarte multe, prin foarte multe taxe și canale, hai să spunem așa. Dar un lucru ar merita spus din capul locului. Mai ales că avem și un studiu recent și au fost studii făcute și în anii trecuți, în ultimul deceniu. România are cea mai taxată industrie de petrol și gaze din Europa. Practic jumătate din ce produce industria noastră de petrol și gaze ia statul prin profituri, impozite pe profit, prin dividende, accize, prin redevențe, prin accize, prin TVA, prin absolut tot. Taxa de solidaritate nici nu o mai pun la socoteală, că nici studiul respectiv nu o pune la socoteală. Deci, în vreme ce țările din Occident au o impozitare totuși mai mică, paradoxal că noi trăim cu impresia că taxele astea mari pe petrol și gaze sunt de la Bruxelles sau pe politică europeană. Și sunt, în bună măsură. Dar țările occidentale au o impozitare mult mai mică a industriei lor de petrol și gaze decât România. Practic, România e o țară bananieră, precum Venezuela, unde statul ia cu japca jumătate din acest sector. Deci, ca să rezum, pentru dacă... Pentru că e foame de bani la buget. Ca să rezum, pentru că statul român este ineficient și are cheltuieli uriașe pe care nu are cum să le financeze decât prin împrumuturi și prin taxarea banilor care circulă prin România, favorizează creșterea prețurilor pentru produsele de unde, pe care le accizează sau pe care le taxează masiv și în felul ăsta întreține, declanșează și întreține inflația. Am înțeles corect? Corect. Sau le scumpește direct, pentru că le produce chiar el. Le scumpește direct. Bun. Dar mai am o întrebare. Cum ne-am putea proteja noi, cetățenii obișnuiți, față de aceste politici și față de efectele negative ale inflației? Avem vreo scăpare? Că inflația ne sărăcește. Sărăcește cetățenii obișnuiți, erodează economiile și ne distruge banii pe care îi avem. Una din foarte puținele, practic singura metodă prin care ne putem proteja sau putem concura cu statul la inflație, ca să fiu mai corect, este să participăm și noi la această inflație, între ghilimele. Adică, companiile astea din energie, care au făcut profituri imense, ele sunt listate la bursă. Și când se dau dividendele, când se împart dividendele, ele ajung și la proprietarii privați. Nu ajung doar la stat. Deși statul este pe alocuri cel mai mare proprietar. Și atunci dacă avem niște economii și ele sunt erodate de inflație dacă le ținem în bancă sau dacă le ținem la statea, o idee mai bună este să avem acești bani investiți în marile companii de stat, de la cele din hidroenergie până la nuclear, până la gaze, până la petrol, și atunci recuperăm și noi, adică câștigăm un randament la braț cu statul. Și deci, pe de o parte vom pierde ca consumatori de câte ori mergem la magazin să cumpărăm produse, dar pe de altă parte economisirile noastre vor fi înmulțite până această politică inflaționistă pe care o duce statul de scumpire a energiei. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, analistul economic Bogdan Glăvan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.